nu luam nicio măsură poliția de aici. Care le-am sesizat și eu. Ai, uite, una, două. Da, și este și pe lungime acolo, dar nu știu acolo, mă, dacă mi-ai mă, să nu ne vadă. Deci stai, pliceți, mai vede ce care treaba. Nu, e curat. Este și pe lungime, mă, nu știu acum că e. Și aici cine este aici? Am vrut să fac un pod. Păi să nu se rupă astea cu noi. Să facă pod aici? Păi nu poți să faci pod aici, mă, că îți trebuie să autorizație. Uite, eu și pe partea asta. A, ia uite, încă două. Una, două, trei, e și una și litru. Uh-huh. A, și astea sunt proprietatea RMP-ului. Da, casetele. Da, aha. Uh-huh. Casetele, proprietatea lor, care ele au curat. Asta văd că e drum aici. Nu-i drum. Dar ce este? E proprietatea lui. Păi, dar nu-i îngrădit. Păi, stai, mă, nu-i îngrădit, mă, până unde are el proprietate? Nu te mă, de aici. Nu se văd, e buruieni. E vegetația. Da. Ai chemat poliția la fața locului? Aici? A. Se vede? Acum aia vreau să văd. Ia, uite una. Ia, ia de te să o filmești pe asta. Numai ele au astupat. A, da, iată. Ia, cu gaură în ea. Da, 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 da. Și mai este și în alt loc. Aici e el? Da, sau aici, acolo? Aici e certă bine lui, el aici are capră. Păi stai că văd că n-are rampă de dejepție. Are și capră. Hai încoace. Nu mă interesează, că nu e poezia mea. Dar ele ce este? Viceprimar? Dar? A, încă nu este. A, deci încă nu este. Dănuț, și aici avem o problemă. Îți trimit aici o locație. Să vii la ăsta cu caprele. În bătătură. M-a sunat cineva și mi-a spus că sunt cercetat penal pentru evaziune fiscală de 50 de lei. Vă dați seama? Ăștia fac evaziuni fiscale de miliarde de lei, de milioane de euro și nu... Bine, cercetați-mă! Dar să-l văd eu pe ăla care a făcut căci, că altul a făcut. Aveți mă răbdare că denunțul calumnios, inducerea în era organ de cercetare penală, se pedepsește. Unde duci tu, mă? Astea. Păi și dacă ne vede ce? Bă, nu se vede proprietatea aici. Înțelegi? Eu văd ca o stradă. Aici e o stradă, da. Și o stradă asta. Aici e care duce drumul la biserică. La asta din jos. Zonă frumoasă, bă, la voi. E frumoasă. Asta a făcut ceponul primarul. Cum? Totuși, asta a făcut totuși cât e cât primarul. De la aici, de la Zlamnă. Păi primar Silviu Ponoran. Nu e aici, a? E la Zlana. E la Zlana, dar noi aparținem de Zlana. Am înțeles. Sunt supărat pe... pe ăsta... primarul. Pe care? Ăsta care e acum. Pe Silviu. Care e acum? Eu nu sunt PNL, eu sunt Baul, cu George Simion. Eu sunt cu mine, tată. Deci, dragii mei, ca să înțelegeți, s-au furat niște dispozitive unde blochează surparea muntelui dealul respectiv, al unei care de teren, iar aceste dispozitive au fost șmanglite, furate. Inclusiv cel care este păgubit a făcut adresă către poliție. Rom Silva, reme pe Rom Silva. Cum? Și-a ministrat de acolo Silvic Alba Iulia. Ia uzi, da?
și să cercetează, să cercetează. Cât timp, de cât timp ai făcut chestia asta? Scrie în sesizarea ce v-am dat-o. Da, da, așa, tu ce ți-aduce aminte? Păi vezi, de vreo 2 ani. De 2 ani, tu ai fost la declarații, da? M-au chemat atunci numai, când am făcut sesizarea. Dar ei au venit la fața locului? Aici? Ah. Nu. N-au venit. N-au venit. Și le-am trimis poze și le-am dat și la birou intern. Păi de ce? Ce-a greșit polițistul de la birou de control intern? Eu am făcut atunci că nu s-a luat de mine și nu. Și ce dovadă ai avut că s-a luat de tine? Eu n-am avut dovadă. Am înțeles. S-a și clasat. Păi nu era normal dacă n-aveai dovadă. Adică de ce s-a luat de tine? Adică am făcut sesizare în legătură cu casetele. Aha. Am sesizat. Și că ai sesizat, ce ți-a zis? Că ce? Că? S-a zis că nu am eu atribuțiuni să fac sesizări, că trebuie să lucrez într-o instituție publică. Nu există. Domnul mi-a făcut ca persoană fizică. Foarte bine. Am înțeles. De ce transportă el cu ăsta? Ai și lemnea și ori. Lemne cu ăsta. Și de unde știi tu că el a furat asta? Sau de unde știi tu că persoana cine le-a luat? Că nu e în curte la el. De unde știi tu cine a luat asta? Cine l-a făcut? El. E sigur că el? Da, da. Ce dovezi ai? Eu n-am dovadă, da. Dar? Aici la el l-a făcut, la el e să treacă. Asta-ți dă mult pus aici? De cât timp e? De cât timp este aici? Stai să opresc filmarea. Mergem și până acolo dacă vreți. Acolo e fir de apă în partea alta? E apa, e valea. Și putem să intrăm pe acolo? Protecția drumului. Stai un pic. Consilierul le-a adus? Da. Care? Dar una, două? A, nu le-a adus. Care se vede, e pusă. 2, 4, 6, 8, 9, 10? Da, și mai sunt mai în sus. O luat am de multe locuri. Uite ce zonă frumoasă, tata, aici. Ce zonă frumoasă. Aici, da, e zonă, da. Eu sunt în joc, Era în... E în perimetrul tot de pază aici? Nu. Nu. Nu, că eu nu fac. Dar ce e aici? Aici e fibră sau ce e cablul ăsta? Îi duce internetul la ăsta cu apele, la hidrocentrală. Există hidrocentrală da, aici? Da, în sus. A, da? Da, da. Nu, aici iar le-au luat și de aici. Și de aici lipsesc. Că se vede unde lipsește. Da, tu de unde ești tu sursa asta că au fost luat? Eu de unde? La o cabană, văd o cabană de aici, de mai sus. De la vânătorul. A, și zici că și mai încolo au luat? Da, mergem să vedem și după aia. Deci astea au rol de a proteja alunecarea de teren, să da, nu... Da, protecția drumului. Am înțeles. Și aici e proprietar? Drumul. Da. Drumul RNP-ului, administrat de ei. Rom Silva și Ocolo Alba. Am înțeles. Și ăștia au făcut plângere la poliție. Da, au făcut către ei. Aha. Au fost identificați autorii? Ce știi? Da, eu am zis că ăștia autori necunoscuți. Dar nu s-au găsit. Așa ți-a dat ție răspuns? E. Yeah. Trecură, nu trecură, mă, ce? Uite, au adus și de aici au luat. Cam atâta. De aici au luat. A, de aici au luat. Da. A, ele sunt... Așa arată ele. A dat posibilitatea de încărcare de apă și scurgere prin asta. E așa făcut, așa... Nu știu, așa a fost pe vremea. Uite ce zonă frumoasă. Cât duce în sus? Cât duce în sus? Mm. Cât e asfaltat? Da. Păi mult? Vreo 4-5 km. Oh, oh. Ce altitudine e aici? Ce spus? Ce altitudine zici că e aici? Iată capre. Altitudine, ce înălțime față de nivelul mării? 800, 300, ce altitudine, nu știi ce altitudine? Ba știu. Ce altitudine e în zona asta aici, la munțe și aici, dealurile astea ce sunt? 1300. N-ai cum să fie 1300. N-ai cum să fie, nu știu cât, mai bine nu zic, că da. Eu mai bine nu știu. Da. Recunosc că nu știu. Deci asta e pădure, există urși? Asta e privată, la Ocolul Silvica Brun. Sunt urși, lupi, capre aici? Urși,
Aha. Farta asta când s-a întâmplat cu furtul? Acum cât timp? Scrie în aia, când a făcut eu festival, atunci au furat. I-ai văzut tu sau? Eu nu i-am văzut. Dar? Eu am văzut acolo, au dispărut și am sesizat și după aia am găsit, i-am văzut la ei acolo. Am înțeles. Deci viitorul consilier e poznaș, dar nu arată nimic că el le-ar fi luat. Că în zona aia acolo, podul ăla, nu știu de ce l-ar fi făcut el, ca să iasă... Să treacă podul, să meargă cu mașina, să aibă acest. Vedem! No. Ai văzut? Mamă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și pufa. Aha. Să ceară ceva. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Cioc, cioc, cioc. Lipsă. Unde găsim și noi pe polițiștii locali? Și ce număr are poliția locală? Și unde e secretarul? Unde mi-e? Bună ziua, spune pe să aveți. Salut, salut. Micuțe. Caserie, relație cu publicul. Bună ziua, doamnă. Doamnă, ce număr de telefon are poliția asta locală? Ia să opresc ca să nu le vom. Ce anume? Vedeți dacă sunt colegii la pe ultima ușă de pe hol. Păi, de acolo vin, doamnă. Vă este greu ca să stați în relația cu cetățenii? Adică cum iau legătura cu poliția? Cu cine de la poliția locală? Aolo, cu Ștefan cel Mare, doamnă. Polițist local, vreau să vorbesc cu unul dintre ei. Eu nu sunt care de serviciu, de aia vă întreb. Cu un polițist local. Cu un polițist local. Și deci mă întrebați pe mine, dacă nu știți dumneavoastră că ești din primărie, ci eu sunt din Prahova. Atenție! Bine. Deci eu sunt obligat să știu numele polițistului? Bugetare. Nu și revin bugetare în România asta. Ia zi, ce salariu ai dumneavoastră? Ia să văd de ce salariu. Spuneți-i polițistului local că vreau să vorbesc cu el. Uite ce... Ce stresat sunt bugetare. O parte dintre bugetari sunt stresați. A, unde ești? Unde ești? Unde ești? Certați-l, doamnă. Oh. Nu ia. Aha. Deci caută un domn. Geană mă numesc. Ce vrea cu tine? Te caută un domn. Te dau numărul tău, cum mă numiți? Geană. Geană Harry Florin. Geam. Aia? Aia. Spune polițist acum. Îți fac, e două, 3:20. Stai mă, că a terminat programul, mă, de-aia zice 3:20, mă. A terminat programul, mă, ăștia se iau banii degeaba, mă, aici, la Zladna, mă, zice, ți-a spus. Dar fii atent dacă îmi spune doamna, ce a spus să... Vârful dealului la o sesizare. Da. Dacă ajunge până... Doamnă, poliția locală, ei sunt obligați să aibă număr de telefon. Că n-au nu număr. Are semnal. Păi, domnul... Acum a urcat. Nu n-ați înțeles. Acum. Ei sunt obligați să aibă număr de apel. Unde, de exemplu, dacă am un cetățean, are nevoie de poliție locală. Unde găsește număr de poliție locală? Că nu-i stână fără câini. Că aici sunt bani publici, doamnă. Aș mai stă fără... Eu n-am venit acasă la dumneata, la polițist, la... Viceprimarul este, domnul viceprimar? Cum? Nu știu. Păi, domnule, nu intră pe aici, pe ușă, intră pe poarta mare, eu de unde să știu? Nu știu. Sunt tot din 5 să văd dacă spira la dracului, că ea treabă. Să nu-mi dați o palmă, doamnă, eu te ce nu vreau să... Mă întrebați la cui, v-am spus că nu știu. Domnule, relație cu publicul. Eu nu aduc din 5 în 5 minute să-l sun pe vicele sau pe primarul. O fi din cauza stresului, că ai două funcții? Sunați-l pe Horică să vedeți dacă vă răspunde.
dau o sesizare, până la ora 4. La sesizare. Mă duc eu după el să vedem, parcă nu-l cred. Dar e numai un singur polițist? Sănătatea domnul... Doi sunt. Numele meu este Geana Hare Florin. Domnul Horia, cum poți să iei legătura cu un agent de poliție locală? Referitor despre niște furturi pe raza OAT. Pe ce să vă mai las? Că ăsta e numărul de telefon. Nu sunt video. Pe ăsta... Haideți că, deci până veniți dumneavoastră, eu mă duc un pic până la Poliția Națională, Poliția Română, și apoi revin aici, da? Oh, știu. Bine, mulțumesc, vă aștept. Bine, sănătate. Am rezolvat. Ne ducem până la... Da, aștept, doamna, am vorbit cu el, știi? Hai la Poliția Națională, nu știu că e aproape. Poliția Română, undeva aici. Da, măi, e la 100 de metri, ce ai? Orașul Zlatna, nu, comuna Zlatna, nu, satul Zlatna, e frumos, dar nu prea. Hai mă la Poliție. Ne băgăm pe la umbră. Ai altceva. Așa, ia uite ce tur frumos de acolo poți să faci. Aruncă. Mi-am adus aminte de doi popi care, atenție, popii ăștia doi, în nou obraz, nu știu pe cine, Rafael, bă, ăsta de la Biserica Ortodoxă, ăsta de la Alba Iulia. Mă, tu vrei neapărat să dai cu subsemnatul în mai multe părți? Adică monopolul la bisericile astea două. Ce contract aveți? Ce contract aveți, mă, voi? A? Mă, derbedeilor care vă știți. Nu aveți, bă, niciun contract. Faceți numai voi că e monopol, că e... Nu știu ce dracu să vă pieptene care sunteți ăștia, care vă știți, da? Rafaele, dacă nu-ți vezi de treaba ta, împreună cu nea primarul ăsta, de aici, care pompează la bani către cârciumile astea care sunt închise, care vedeți că-s bani publici. Na, bine. Hai că totul e bine. Ce înseamnă un șantier organizat? Aici am colaborat foarte mult cu poliția de aici. Au fost oameni extraordinari pregătiți. Nu am găsit niciodată să nu aibă operativitate, chiar am și rămas surprins când a spus cineva că nu rezolvă poliția de aici. Și am zis, nu se poate. Da, dar atenție, e cu program. Și aici, nici nu zici că e. Dar scrie, uite, scrie poliția, adică nu e poliția. Da, e... Are ca camera acolo, ca camera aici. Ia să vedem cine este nenea. Ha, deci după formă dispecerată, formă nu mai există nimic. Bala Valentiniu, asta e la nou. Nu. Hai la poliție. Nu scrie nimic. Auzi? Ușa? Bună ziua! Bună ziua! Sănătate! Eu filmez. Numele meu este Geana Hare Florin. Știu că Poliția Română este alături de cetățeni. Da. Am nevoie... Da, ziceți. Agent principal San Florin? Da. În poliția la fel. Dom'le, a fost un furt pe raza teritoriului satului Feneș. S-a făcut plângere la poliție, s-a adus, dar nu s-a făcut CFL-urile pe față. Noi am prins hoții. Avem un echipaj de poliție să mergem să-i arătăm. Hoții, uite, colo. Adică s-a furat niște piese care ține de siguranța drumului, de munți, ca să nu se prăvălească munții. La Feneș. Dealurile alea pe acolo. Iau legătura cu colegul care este împuternicit în momentul de față, care este șefuiesc în concediu și... Să înțeleg că aici, deci dumneata, ești singur pe dispecerat, până la anumită oră. Da.
Până la ora 16 sau cât? Până la ora 16. Și apoi de la ora 16, care e dispecerat preia? Nu mai prea dispecerat. Aolea, adică numai 112? Da. E o problemă? Nu e o problemă, pentru că majoritatea cetățenilor nu, din orașul Slana lucrăm cu ei, să zic așa, prin numărul de telefon. Numărul ăla de telefon care e afișat. Da, da, da. Și ăla este al polițistului care e de sănătate. Nu, este telefon de serviciu pe care efectiv oamenii... Sănătate. A, păi ar trebui și ăsta, Bic, știe treaba asta, ce se întâmplă pe aici? Păi, Bic. Ofițer de servici. Băi, Bic, băi, Bic. Uite, da, uite, mă, problema mai aici la băieții ăștia, mă, cum sunt singurei, mă. Cum pleacă omul ăsta singur, mă, cu auto special? Auzi, 1-1-2. Uite, uite ce spune aici, uite, echipaj cu câte doi. 1-2, 1-2. Un civil, 2. Uite ce frumoși sunt. Asta e o minciună. Deci aici este o minciună, prezentarea unei fapte nereale. Păi despre ce vorbim, nenea, Bic? Rus, ia vorbește tu un pic cu nenea Bic ăsta. Nenea Bic, 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 Bic. Așa. Ia uite ce frumos e aici, uite cum prezentați voi aici, da? Poliția română, da? Uite, poliția română, este o diferență, da? Poliția cu țâl, este o diferență, tată? Da? Ia uite ce frumos prezentați istoria. Ia uite, istoria României, ce frumoasă este istoria României. Și mai găsim proști din ăștia care spune că țară de... Că... La voi acolo, mă, prostovanilor. La țara asta nu prea au toți. Uite cum e prezentată poliția, da? Uite, frumos. Uite. Domnul Jean, da. Un buletin, am vorbit cu colegul, vine și-o spune. Nu am buletin. Poți să-l iau? Da, ia. Asta e. Îl scoateți dumneavoastră. Îl scoate-o că e... Strânge un pic. E, da. Ce frumos. Bună ziua. Bună ziua. Acest șef principal cu jucarul Gheorghen, a poliției aș fi zlat, da? Așa. Sunt în cadrul biroului de investigații criminale. Aha. Sunt lustitor la comandă. Mm-hmm. Ah, deci înseamnă că știți. Înseamnă că știți situația cu furtul ăla de acolo. Da, dosarul este la mine în lucru, eu la mine este în instrumentare. Dacă vă putea cu ceva, astăzi. Păi haideți să vă arăt eu care scoți. Nu trebuie să-mi dată care scoți, pentru că știm care sunt hoți, dosarul este în lucru, da. Adică unul care devine consilier acum și și pădurar, a, gata, am vrut să vă duc pe dânsul. Deci știți? Știm cine este hoțul. O să hoții, câți mai mulți. O să reține calitatea de, adică trebuie să ajungă calitatea de suspect, să obținem de suspect în această cauză. Așteptăm răspunsul din partea poliției ca persoane bătemate care a făcut sesizarea. A făcut și cam și eu documente. Comunice prejudiciul raportat. Eu sunt că filmează, filmează, da, așa? Și așteptăm răspunsul din partea și vor lua... De cât timp este lucrarea asta? De septembrie, face 2 ani. Aproape 2 ani. 2 ani. Da. Și în 2 ani de zile, stadiul de cercetare, adică așa de mult durează, adică știți, făptuitorii, partea care este bătemată, că este o instituție care, da, de fapt... De ce durează atâta? Comunicarea între instituții nu este problema noastră, pentru că noi am făcut solicitarea și așteptăm răspunsul. Acel răspuns a fost înaintat, inițial a fost greșit un număr acel răspuns. Persoana care a trimis răspunsul se-a promutat în concediu, am relaționat telefonic cu persoana respectivă, a zis când mi revine în concediu, îmi va da răspunsul. Adică să înțeleg, că, greșit. Să înțeleg că s-a făcut un CFL la fața locului cu cele, da, 3-4 puncte? Da, s-a făcut citarea. Există plașă, plașă fotografie. Da. Nu, eu văd, adică nu mai e nevoie să mergem acolo. Da. Nu avem nici ce să merge, pentru păi că nu, da, e, dosarul este în lucru, este registrat, avem documentația întomită, s-a stabilit probatoriu. Cam cât mai durează? Că asta intră cu consilier acum. Deci, să sperăm că săptămâna viitoare, de ce am înțeles, o să vină la lucru acea persoană, la un cadru acolui, să-mi dea acel răspuns și după aceea vor la măsurile care să iei în funcție de răspunsul o comunicatorie. 40 de bucăți ciordite. Câte sunt? Câte au fost sezizate, câte au stabilit că persoana bătrâmată, noi am înregistrat sezizarea și din partea unui denunțător și din partea ocului zic apele, avem două plângeri. Vă spune ceva din țam Pavel, numele ăsta? Da, da. Vă zice, e aici afară. Știu. El a făcut denunțul inițial, am audiat de martor în cauză, am primit trebuie sezizarea în partea ocului zic apele ca persoană bătrâmată, dosarele se zic au fost reunite într-un singur dosar, că asta e procedura. S-au făcut verificările care se impun, s-a stabilit identitatea autorului fapte, autorilor faptei, uh-huh, și urmează să stabilim exact prejudiciul raportat la ceea ce s-a făcut. Hai că îmi place dumneata, că văd că ești pregătit, super, e un lucru bun, e un lucru bun. Nu, dar am și spus, am încercat să-mi spună ceva, am spus, băi, eu nu refuz să cred că ți-ar fi spus, adică că dumneata i-ai fi spus că de el dacă mai face plângeri, că l-arestezi dumneata, băi, eu refuz să cred că polițistul ți-ar fi zis așa ceva.
Omul spune public, nu? El îți răspunde problema, domnul Vițan Paverini. Da. El a cerut să-i comuni statusul de cercetat, nefiind parte. Și a spus, în primul rând, urmărirea penală nu este publică. Da, nu are cunoștință de cauza lumei. Și nu e parte. Nu este pus în mișcare acțiunea penală, nu poate să fie făcut publică tot avisarea probatorului dintr-o cauză penală. I-ați dat un răspuns o petiție. Da, nu știe etapele, este mai cunoștință de lumei. I-am explicat. Și de putut să-i comuni, tu nu ești măcar parte vătămată, nu ești suspendat, ești inculpat, ești tare din dosar. Tu ești un simplu martor, denunțător, l-am întrebat. Alte noutăți în afară de ceea ce ne-ai spus și am constatat? Nu, nu mai alte date. Dacă nu alte date, domnul Vințan, mulțumim de colaborare. Urmează să aștepte răspunsul din partea instituției. Mult succes! Numai bine, Poliția Române, sunteți alături de cetățeni. Cu tot timpul am Uite ce se prezintă aici, uite, cum sunteți voi victime. Echipajul fiind format aici și spune echipaj, patrulă cu doi inși, ci că se numește patrulă cu doi inși. Patru înseamnă în patru, nu? Tu dacă e patrulă. Și zic că, domnule, suntem patrulă, da? Bun. Văd acum cum sunteți în situația, băi, bic, te duci la pușcărie sau nu te duci? Uite-mă, doi, dar n-aveți doi? Aveți unul? Și cum faceți? Unul cum se descurcă omul? Uite omul ăsta cum se descurcă, dispecer, că cum se descurcă? Trebuie să ne descurcăm aici la această situație, ne adaptăm. Pe curare, o să vezi ce se întâmplă. Bine, mulțumim frumos, Poliției Române. Pe curare, fraxul Bic. Nu, cum naxul Bic, așa sunt. Am de identitate bazată? Să nu uitați aici. Dar cred că ați luat-o, nu? Că v-am dat-o. Nu, n-am. Este un pic. Da, să vedeți. Am luat-o. Gata, numai bine, sănătate. Dragi mei, exact cum am spus, că poliția de aici nu cred că ar fi să nu dea curs. Deci am stat de vorbă cu omul care cercetează cazul, da? Exact ce am avut dreptate, ceea ce nu ai înțeles tu. Nu, el ți-a spus că tu nu ești parte vătămată, nu faci parte, tu ai cerut stadiu de cercetare. Vezi că polițistul care cercetează cazul este un om super pregătit. Faptul cum i-a mers așa gura pe bandă rulantă, a făcut CFL-ul, planșe fotografice, nu știi tu. El mie mi-a spus, înțelegi? Și ție ți-a încercat, dar n-ai înțeles tu cum stă treaba, că tu vroiai, de-aia spunea el. A fost, nu știi tu. Da, a fost, dar el nu poate să-ți dea ție situația. Nu ești persoană vătămată, nu ești parte în dosar, ai o anumită calitate. Sunt convins că omul ăsta ce mi-a spus, am încredere în el și nu mă dezamăgește. Că dacă mă dezamăgești, mai vine el. Dar nu. Eu de-aia ți-am și spus, bă, când vorbim de poliția de aici, omul știi ce a spus? Întrebați de mine, oamenii de aici, te lămurești. Și-l cred, te cred, polițistule, nenea Bic, vezi că ai oameni pregătiți, nu ți-i pierde, nu ți-i pierde. Am venit și la poliția din Slavna, mulțumim frumos polițistului dispecer, polițistului de la investigații de criminale și criminalități. Mulțumim tuturor de aici. S-a colaborat, am fost, am filmat, am văzut. Vedem treaba cu polițiștii ăștia locali. Vreau să-i văd ce mașină au. Deci gata, eu m-am lămurit că ei nu mai e nevoie să merg cu poliția acolo. Da, eu mă duc atunci, gata. Hai mă răbdare, mergi, nu te duc, de unde te-am luat? Da. Păi cum, te-am luat și te duci, nu, de unde te-am luat, acolo te duc. Da. Hai un pic să vedem aici. Așa, ia să vedem noi. Dacă a venit nenea polițistul local. O fi? Nici nu știe aici ce poliție. Nici nu zice, pe acolo e primăria. E fiecare cu ușa lui. A venit? N-a venit. Punct de apă. Da. Aia am fost la Poliția Națională Română. E în regulă. Sănătate. Unde zice punct de apă? Unde are un punct de apă? Că dacă e punct de apă, înseamnă că cetățenii poate să bea apă. Punct de apă. Nu-i punct. Ia să vedem, am și cântar din ăla medical. Doamnă, punctul ăsta de apă, putem să bem și noi? Mi-e o sete... Este apă pe masă. În bidonul ăla? Este apă pe masă, udă foile. Da.
Are și pahar și dozator. Da. E primar. Întreabă-l pe Rafael. Cine e Rafael? E ăla șeful al popilor după Alba Iulia? Întreabă-l de șmecherile lui, șmecherozele. Da? Și ce face poliția? Nu, ce face Neireneu? Încă ceva. Când vedeți aici că nu prestăm, vedeți că ei sunt obligați să vă xeroxeze gratis toate documentele când vi le cer. Deci nu sunteți obligați să le puneți. Dacă ne minte, eu am 130 mai mult decât un jandarm după la Constanța. Și avem așa, deci 70-100 ca la cai. Mamă, mai mult de 100. 110. Exact 114. Nu, băi, 114. Ce vorbești, mă fac jandarm. Deci am 113, nu-i bine. Deci nu pot să fiu, să fiu primit în structurile jandarmeriei române. N-am cum. Da. Hai să vedem noi când vine. Pavele, așteaptă-mă un pic. Așteaptă-mă un pic. Să vedem când vine nenea polițistul local. Deci, dragă primare, ăsta de aici. Am înțeles manevrele care sunt. O să ai o surpriză și tu, și popii a doi, și Rafael. Rafaele, bă, o să ai niște surprize mari de tot, da? Am vorbit cu toți de pe raza respectivă. Hai să intrăm să vedem că eu caut ceva. Și numai la magazinele astea le găsesc. Ia să vedem.